În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiul omului nu a venit să o osândească lumea, ci pentru ca să se mântuiască prin el lumea. Iubiți credincioși, una dintre cele mai subtile provocări ale Ortodoxiei este tocmai semnul Sfintei Cruci. De aceea Sfinții Părinți au rânduit ca o duminică înaintea prăznuirii înălțării Sfintei Cruci și duminica de după înălțarea Sfintei Cruci să fie cele care să marcheze un înțeles al Sfintei Cruci. Și anume, acum suntem în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci ne propune un subiect foarte teologic, foarte înalt, dar riscăm de cele mai multe ori să uităm de întrebarea: înțelegem noi oare ce este cu Sfânta Cruce? Sunt sigur că nu înțelegem mare lucru, pentru că eu unul personal am fost încercat de foarte multe ori cu tot felul de atitudini ale celorlalți și vreau să vă spun câteva dintre ele. Unul ucenic de-al meu, după ce nu mai văzut de multă vreme și între timp intrase în tagmă, i-am oferit o cruce. O cruce de mână cu care să binecuvinteze. Și s-a dat puțin înapoi, așa a zis: păi, părinte, tot cruce. Și atunci, bineînțeles că am început niște discuții foarte interesante, cum că îl bănuiesc că n-a înțeles ce e Sfânta Cruce, dar mă rog, e problema noastră. După aia a înțeles despre ce este vorba. Este vorba de sensul credinții și sensul misiunii noastre, Sfânta Cruce. Dar sunt sigur că nu prea înțelegem mesajele, de vreme ce se spune că odată un înțelept a dat un sfat unuia care tot se ținea după el și insista să îl învețe cum să se poarte cu oamenii, pentru că are și oameni pe care nu îi are la suflet. Și a spus: dacă ai pe cineva pe care nu îl ai la suflet, te duci acasă seara și după ce îți faci așa o rugăciune, iei o bucată de hârtie și scrii numele acela pe foaie și după aia îi dai foc. Și ăsta nedumerit zice: dar cu foaia ce să fac? Cam așa e cu Sfânta Cruce. Noi înțelegem ceva, dar Sfânta Cruce înseamnă cu totul și totul altceva. Se spune că odată la un părinte înduhovnicit au venit doi frați călugări care l-au întrebat: părinte, dă-ne și nouă un cuvânt, că nu înțelegem. Ce nu înțelegeți? Ce scrie în Evanghelia după Matei, la Predica după Munte, că dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și obrajul celălalt. Zice: și dacă dă tare și nu mai putem să mai întoarcem obrajul, ce ne face? Zice: dar voi n-ați citit și în continuare? Și v-am citit, normal, că tot Vechiul Testament, tot Noul Testament, acum a predicat după Munte, o știm pe de rost. Bun, și scrie acolo că dacă întorci obrazul celălalt, îți mai dă o palmă? Păi nu știu, păi încercați atunci. Ei, cam așa se pune problema și cu Sfânta Cruce. Noi credem neapărat că dacă avem în față o cruce, trebuie să avem în față neapărat o jertfă. Nu. Crucea, pentru cei mai avizați în ale internetului, este ID-ul nostru. Da. În secolele primare, atunci când creștinii erau prigoniți și dacă afla cineva că ești creștin, nu te da în primire ca acum la DNA, te dădea în primire la stăpânire și stăpânire romană venea și îți cerea să jertfești zeilor, tu nu puteai să o faci și bineînțeles că scăpau de tine. Mult mai simplu ca acum. Și atunci se întâlneau doi oameni care se simțeau ei așa într-o simpatie și mergeau pe malul mării. Și unul dintre ei, care era creștin, așa ca din întâmplare, făcea un semn, o linie sus și una la mijloc, semnul Sfintei Cruci. Dacă celălalt începea să vorbească despre creștinism, înseamnă că era creștin. Asta era simbolul lui, ID-ul lor, ca să spun așa, și începeau să vorbească pe aceeași limbă. E, cam așa stau lucrurile cu Sfânta Cruce. Sfânta Cruce nu este un element de sperietură. De exemplu, când
vedem pe șosea o salvare pe care este crucea roșie desenată. Acum, apropo de asta, ați auzit de croix et croissant rouge, cruce și semiluna roșie. Vedeți că și frații noștri musulmani au un simbol al salvării, pentru că Mântuitorul ne zice astăzi, Fiul omului n-a venit să o osândească lumea, ci a venit să o mântuiască. Când vedem salvarea, întotdeauna ne frică, aoleu, salvarea, păi, salvarea aia se duce să salveze, nu se duce să omoare oameni. Sau câte o misiune pe nu știu unde și pe nu știu unde, ce, frontul salvării a venit și a făcut și adres. Păi, tot ce înseamnă salvare, înseamnă cruce, e clar că este adevăratul sens al crucii. Nu trebuie să ne speriem de cruce. Sau, de exemplu, ni se pune câte un junghi, așa, și nu putem să plecăm de acasă. Pur și simplu. Și seara aflăm că, de fapt, avionul cu care trebuia să plecăm a pățit ceva, sau vaporul, sau mașina. Și atunci noi zicem, aoleu, dar dacă nu mă durea, mă duceam și de-abia seara afli de ce te-a durut. Ei, jertfa și starea de jertfă pe care ne-o cere Mântuitorul nu este una de speriat, este una care să ne aducă nouă o anumită stare, să știm că suntem creștini, că să știm că suntem însemnați cu semnul Sfintei Cruci. Acum, să știți că a fi însemnat cu semnul Sfintei Cruci o să vină tot felul de oameni care, am mai văzut și grupuri de astea de binefaceri, se ducă la spitale și mai mângâie cu un bolnav și se spune că odată s-au adunat așa mulți, vreo 50 de frați și au început să explice ce, care-i treaba cu suferința, știți? Asta e cea mai mare greșeală, să-i spui omului acolo că, domne, să știți că asta te mântuie, nu știu ce. Nu e așa. Nu e așa. Omul nu are nevoie de mesajul ăsta. Apropo, eu m-am dus la cineva care era într-o ultimă fază și, bineînțeles, că s-a uitat așa la mine, a venit și ăsta, parcă n-am auzit atâția, ca să-mi zică că o să fie bine, că o să nu știu, fie, și m-am dus la el și am zis, băi, știi care-i treaba? Nu o să fie bine. Hop! Odată a făcut ochii mari. Cum? Ce ai zis, Matale? Ce nu mi-a zis nimeni până acum? Zic, uite așa, ca să vorbim aceeași limbă, nu o să fie mai bine. Dar vreau să știi că trebuie să te obișnuiești cu suferința asta și gata. A, păi zice, așa gândeam și eu. Dar ce toată lumea care vine aici mă fericește. Voi, cât te iubește pe tine Dumnezeu, că ți-a dat suferință ca să... Măi, copii, să iubească Dumnezeu și pe alții. Important este să înțelegem mesajul din suferință. Să înțelegem, de exemplu, că atunci când Dumnezeu trimite o suferință asupra noastră, să înțelegem că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, să schimbăm o atitudine. Suferința nu este o cauză, este un efect al unei dereglări, al unui dezechilibru, al unei supărări pe care trebuie să o rezolvăm. Că dacă ne duce cu suferința la doctor, doctorul ce să facă? O să vindece, o să îngrijească de suferința noastră. O să ne facă o fișă la început, o să ne întrebe de card, de sănătate, o să, mă rog, o să ne dăm seama că mai mult ne încurcă, dar mergem la doctor ca să ce? Ca să reparăm niște efecte. Cauza, numai noi putem să o rezolvăm. Să ne împăcăm cu vecinul, să ne împăcăm cu noi înșine și să vedeți că încet, încet simțim că Dumnezeu ne trimite un alt mod de viață. M-a întrebat cineva de ce i s-a dat o anumită suferință și a zis, păi trebuie să încep să iei ochii de la lume, să-i mai întorci și spre tine, să te mai uiți și în oglindă, să te mai uiți și în buletin, să vezi CNP-ul cu ce cifre începe, că la e anul și așa mai departe, mai vedem și vârsta, nu te mai apuci acum ce făceai tu la când eram eu tânăr. Păi Dumnezeu dacă nu ne-ar trimite suferința, să știți că am încurcat-o rău de tot. Eu știu pe cineva care, nesimțindu-și picioarele de la brâu în jos, s-a lovit fără să-și dea seama, s-a rănit, i-a curs destul sânge și era gata să facă septicemie. De ce? Pentru că nu simțea durere. Ei, acum să știți că și durerea e de mai multe feluri. E durere care doare și durere care te schimbă. Noi vorbim despre durerea care ne schimbă, adică Sfânta Cruce. Aici este problema. Să înțelegem exact care este sensul Sfintei Cruci. Sensul Sfintei Cruci, să știți că nu este acela de a ne duce, am văzut destul năzdrăvani prin lumea
asiatică în ultima vreme, care înainte de Paștele creștin fac și ei exact și lasă să se biciuiască, după aia să pironesc pe cruce, cu cuie și așa mai departe. Păi nu ăsta e sensul crucii. Mântuitorul nu mai vrea pe altcineva pe Sfânta Cruce. Este suficient ce a făcut El pentru noi. De aceea astăzi Dumnezeu chiar ne spune prin cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan, Fiul omului nu a venit să o osândească lumea, ci a venit ca lumea să se mântuiască prin El. De aceea trebuie să înțelegem că sensul Sfintei Cruci este sensul vieții noastre. Adică, dacă ne-am propus să o luăm înainte, să știm că drumul nostru este înainte. Din când în când însă drumul nostru este presărat cu cruci. Cruci. Adică nu e de speriat, Doamne ferește, să nu credeți acum că cine știe ne dă Dumnezeu cruci. Nu, sunt niște răspântii. Răspântii de drumuri. Ați văzut că la diverse răspântii de drumuri este și câte o troiță și câte o Sfântă Cruce. Nu e degeaba. Orice răscruce de drumuri din viața noastră este spre binele nostru. Înseamnă că Dumnezeu îngăduie o altă opțiune. Acum să nu credeți că intersecții veți găsi numai dacă mergeți cu mașina sau cu avionul sau cu cine știe ce mijloc de transport. Nu. În viața noastră. Sunt acum copii care se pregătesc să intre în clasa 5-a. Voi vă imaginați ce înseamnă clasa 5-a? Întâlnirea cu profesorii. Adică trecem de la înțătoare și trecem la altă etapă, clasa 5-a. Pentru care foarte mulți dintre ei au dat examen. Au dat examen și s-au adus aminte că au mai dat examen când se intre la grădi și a întrebat despre câteva cuvinte în engleză. Ei, este o răscruce, o triere. Trebuie să știm încotro o luăm. Dar nu e problema copilului până în clasa 12-a, nu e a copilului, a părintelui. Să știe cum să ia, asta, așa zisul, eșec. Adică zice, pe bine, dar copilul meu nu s-a dus la nu știu ce liceu, ca să nu facem publicitate. Noi când eram la liceul 10, cum era odinioară actualul Ovidius, nu vorbeam despre liceul Mircea, ci am celălalt liceu. Și mi-a rămas așa în cap. Și liceul celălalt liceu. Și când vede părintele că copilul lui nu poate să o ia înainte, asta e. 4 ani la n-a învățat suficientă engleză, nu știe să se exprimă prea bine și așa mai departe, sau sunt alții mai pregătiți decât el, asta este. Și atunci părintele se dă de ceasul morții și cele mai mari greșeli le fac atunci când fac presiuni. Pun pressing pe director, pe inspector, pe primar, pe cutare, ca să-l tragă în clasa respectivă. Mai fraților, dacă este vorba de clasa în care Dumnezeu l-a așezat, eu sunt sigur că Dumnezeu de aia l-a așezat. De exemplu, eu am pierdut în clasa 1 un an de școală pentru că m-a deocheat învățătoarea. Și eu sunt mai mare decât generația mea cu un an. În afară de faptul că fiind născut în februarie, m-a dat și mai târziu la școală, deci un an jumate, aproape 2. Și m-am întrebat de ce, dar am urmărit generația mea. Să știți că generația mea este una dintre generațiile care au primit în viață mai multe oportunități, mai multe ocazii de a se dezvolta. Mi-am dat seama că cei dinaintea mea la școală n-au avut atâtea ocazii. De exemplu, pe noi Revoluția ne-a prins prin anul 2 de facultate, pe ceilalți deja erau în partea cealaltă, aproape că terminau. Și mi-am dat seama că eu am fost, de fapt, așezat de Dumnezeu la locul meu. Probabil că mă născuse mai înainte de vreme, cine știe ce s-a întâmplat, dar nu m-am văietat niciodată. Nu, cum nu m-am văietat niciodată, că n-am luat examen de treaptă, cum era odinioară, și m-am dus la seminar. Păi era singura mea posibilitate să mă duc la seminar, pentru că trebuia să am până în 18 ani și 10 clase. Asta era pentru seminar. Și m-am dus acolo și iată că sunt în fața dumneavoastră. Bine, e adevărat că am colegi care s-au dus mai departe la treaptă și acum sunt miniștri. E treaba lor. Dar nu putem să fim toți, că sunt câțiva ei. E foarte important să înțelegem sensul Sfintei Cruci și să nu credem că s-a dărâmat lumea dacă nu știu unde n-am intrat noi sau dacă copilul nostru n-are loc o anumită poartă. Păi este o poartă pentru altcineva. Este o poartă care se deschide pentru o altă categorie. Am aici în față niște copii despre care știu că încep niște drumuri la facultate, alții intră la liceu, să știe că
sunt exact pe drumul cel bun cu un singur amendament, să nu creadă în alternativă. Ei sunt făcuți pentru drumul respectiv. Numai așa poți să mergi pe un drum, să ai siguranța că dacă l-ai început, trebuie să-l și termini. Și atunci o să-ți dai seama că, de fapt, ce a zis Mântuitorul astăzi, că Fiul omului n-a venit să osândească lumea, ci să se mântuiască prin el lumea, este întru totul și cu totul adevărat și nu este pentru acum 2000 de ani când a spus-o el. Este pentru astăzi și nu e pentru vecinul nostru, este pentru noi. Este pentru copilul nostru, pentru noi, pentru vecinul nostru și pentru modul nostru de a înțelege viața și sensul. Pentru că altfel pățim ca cel care, iată, după ce a primit el sfatul acolo ce să facă, cum să pomenească și cum să ardă, a zis, dar cu hârtia ce să fac? Trebuie să știm ce să facem cu oamenii, nu cu hârtiile. Trebuie să știm ce să facem cu Sfânta Cruce. Sfânta Cruce nu este neapărat o amintire a torturii, ci este o amintire a învierii. Să știți că nu vă spun lucrurile acestea așa numai într-o doară. 4 secole s-a chinuit biserica să scoată Sfânta Cruce nu numai din pământ, când a scos-o în 327 împărăteasa Elena, ci să o scoată la lumină, pentru că atunci când vedeau creștinii Sfânta Cruce, deja se gândeau la moarte. Bine, pe timpul ăla să și practica, pentru că erau foarte multe martiraje. Dar după 4 secole s-a înțeles că sensul crucii nu este martiriul, ci este sensul vieții noastre. De aceea, astăzi, în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Sfinții Părinți au rânduit să ne pregătească perspectiva prin care vom vedea pe 14 septembrie înălțarea Sfintei Cruci. Adică să nu vedem așa că s-a înălțat babau și când o vedem, aoleu, gata, cu fața la pământ, că nu știu ce să facem. Nu! Trebuie să avem însă și curajul de a o mărturisi, de a mărturisi că suntem creștini. Există obiceiul creștinesc că atunci când trecem pe lângă o biserică să facem semnul Sfintei Cruci. Dar acum sunt așa de multe încât nu te mai oprești în închinare. Mi-aduc aminte de Părintele Asenie și mi-aduc aminte și dumneavoastră v-am mai spus, dar îmi place tare mult să mi-aduc aminte de Părintele, când era în București pe la fratele și a mers cu nepoții în tramvai. Și ce când eu mergeam liniștit și la un moment dat mă trage de sutană nepoata, tataie, ce? Zice, nu te-ai închinat? Că am trecut pe lângă o biserică. Deci acum vă imaginați că eram mai atent să văd pe unde mai e, să nu mă vadă lumea, că nu mă închin. Acum, vedeți, Sfânta Cruce la un moment dat devine obligație profesională, într-un fel. Dar trebuie să știm că Sfânta Cruce nu este așa de șagă. N-aș vrea ca nimeni dintre noi să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci numai așa că așa se face. Nu. Dacă am făcut-o așa, nu ne încadrăm decât în vorba Părintelui tipic și la inimă nimic. Iar venim la subiectul ce tată mi-a zis cineva că n-a făcut rugăciune de dimineață și a trebuit să le facă seara pe alea de dimineață. Măi, nu așa se pune problema. Atunci când cerem lui Dumnezeu și facem un acatist sau o rugăciune, o începem cu însemnarea Sfintei Cruci pentru a da un sens acelui acatist pe care îl facem. Nu că așa scrie acolo, ne închinăm și Doamnește, de 100 de ori, de 500 de ori și așa mai departe. A, ce e cu rânduială bisericească, da, așa e în tipic, așa se face. Nu asta e problema. Dar trebuie să știm că a ne însemna cu semnul Sfintei Cruci înseamnă o responsabilitate și înseamnă un lucru care să ne ducă cu mintea la sens. De ce am făcut lucrul acesta? De ce am făcut lucrul acesta? De exemplu, v-am învățat ani de zile și încet încep să învăț și eu. Știți că un profesor a fost întrebat odată despre o temă la matematică și la un moment dat el zice așa bucuros, băi, să știți că dacă mă întrebați de 2-3 ori, încep și eu să înțeleg. E cam așa am pățit și eu cu dumneavoastră. V-am tot zis cum e cu strategia de mers cu mașina și așa mai departe, cum că dacă ești pe o bandă și vezi pe ceilalți că merg mai repede, rămâi pe banda ta ca e cea mai sigură. Și eu am fost ispitit de multe ori să nu fac așa și mi-am dat seama că mai bine mă ascultam eu însumi. Sensul
este următorul. Să nu credem în alternativă. Pentru că diavolul se ocupă cu tot felul de holograme, vezi că pe aici e mai bine și așa mai departe. Sensul Sfintei Cruci este clar. Are o singură direcție înainte. Nu e stânga, dreapta, hai să ne ocolim. De asta trebuie să fim foarte atenți că sensul Sfintei Cruci este sensul vieții noastre. Frumos zicea Părintele Asenice, Tată, când deschide Mântuitorul brațele, înseamnă toată lățimea, adică ne îmbrățișează pe toți. Iar când zicem în numele Tatălui sus, este toată înălțimea, când zicem al Fiului în jos, este toată adâncimea. Asta e Sfânta Cruce, adică ne înglobează pe toți. Dar pe care toți? Cei care știm ce înseamnă Sfânta Cruce. Am mai văzut așa și oameni care fac un fel de senjiratoriu pe față așa când se închină. Nu i-am judecat, Doamne ferește, dar mă întrebam dacă știu ce înseamnă sensul ăla pe care îl fac pe față. Că și dacă faci ceva și te întreabă cineva, te întreabă un nepot, păi, dar ce ai făcut? Ce, m-am închinat? Cum adică m-am închinat? Păi cum adică? Uite așa un numele, păi, dar se făcea așa un cerc la matale. Chiar așa arată crucea aia de zijma ta? Trebuie să ne asumăm. Asta înseamnă Sfânta Cruce. Iubiți credincioși, aș vrea ca în duminica aceasta să înțelegem că Sfânta Cruce nu este ceva de speriat, nu este ceva de adus aminte numai de rău, ci este de adus aminte despre sensul vieții noastre, care să fie, în primul rând, a trăi frumos. A trăi frumos cu noi înșine și cu celălalt, pentru că Dumnezeu așa ne vrea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.